seara și bun regăsit! Vă spun și eu, Cristiana Buzatu, într-o nouă ediție a emisiunii Porți deschise pentru cântec, numai aici, pe Accent TV Oltenia. Emisiunea dumneavoastră preferată de folclor vă aduce în fiecare miercuri seara cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. De aceea vă invit să rămâneți alături timp de 2 ore cu cântec, joc și voie bună. Pentru această seară v-am pregătit momente muzicale de excepție, având ca protagonistă pe o interpretă tare dragă sufletului meu, cu o voce caldă și un suflet frumos, precum costumul pe care îl poartă și mai ales o păstrătoare a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești. De aceea spun bună seara și bine ai venit alături de noi, Cristina Giuvelescu, bucuroasă tare că mi-ești alături. Bună seara și bine v-am regăsit, ca să zic așa, doar că într-un spațiu nou și vă doresc succes pe această cale. Mulțumim. E prima dată când vin aici la Craiova. Este foarte frumos, îmi place și mă bucur pentru ceea ce ați realizat. Mulțumim tare mult pentru cuvintele de apreciere și ne bucurăm, încă o dată spun, pentru că ați răspuns afirmativ invitației noastre. Aș vrea să vă spun că sunt nerăbdătoare și eu și telespectatorii să vă aflăm povestea cântecului, să aflăm povestea cântecului, dar și a omului și interpretului Cristina Giuvelescu. Cu tot dragul. Și aș vrea să luăm cu primii pași, așa, făcuți în muzică, să ne spui, Cristina, că știu că tu te-ai născut în Craiova, dar ai copilărit pe meleaguri Gorjenești. Mai copilărit exact, și ai stat cam 18 ani. Cred că chiar mai mult, în satul Sărbești, comuna Limpeș, județul Gorj. Și știu că sufletul ți-a rămas oarecum pe acele meleaguri. Mi-a rămas acolo, într-adevăr, bine spus că mi-a rămas acolo, pentru că eu tot timpul spun tuturor celor care mă întreabă de unde ești, eu sunt din Gorj, dar m-am născut în Craiova. Și viața te-a purtat din nou în Craiova, pentru că sigur, tu aici profesezi, că trebuie să le spunem telespectatorilor că, în afară de faptul că tu cochetezi cu muzica populară de ani buni, de fapt nu cochetezi, ai transformat această pasiune și acest talent cu care te-a înzestrat Dumnezeu într-un job, tu profesezi și ca profesor de muzică în prezent la școala Cornetti. Școala Populară de Arte și Meserii Cornetti, unde sunt profesor titular de canto muzică populară. Foarte frumos. Vorbește un pic despre începutul. Vorbește despre bunicul tău care te-a inițiat pe tainele cântecului, pe drumul cântecului. La mine în familie a cântat și bunicul și mama mea, doar că mama mea nu a ales această cale, iar bunicul a fost oarecum supărat și atunci și-a îndreptat atenția asupra mea, văzând că am talent, văzând că am curajul și dăruirea, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt mulți care au talent și cântă, doar că, eu știu, îi stăpânesc emoțiile și nu pot să profeseze acest lucru. Eu mă mândresc că am făcut o profesie din cântat, eu ani de zile am trăit doar din cântat, sunt profesor doar de 7 ani de zile și am dus o viață frumoasă din cântat și mă mândresc cu treaba asta. Și talentul merge mai departe, din generație în generație, pentru că știu că și fiul tău cântă, nu este solist vocal, cântă la un instrument și cântă cu acordeon, nu? Sigur, și este alături da, la toate evenimentele muzicale. Face parte din, este membru trupei, trupei Giuvelescu Band. Se pare că avem un apel telefonic. Bună seara și bun venit alături de noi! Alo, să românile, doamne, dacă din spre rușinea mea nu prea vă înțelese cum vă cheamă, că v-am tot sunat să vă prind, dar de doamna Giuvelescu o cunosc, e de la mine, din Gorj. Oh, frumos! Cristiana Buzatu este numele meu. Vă ascultăm! Da, 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 și bună seara, să românile, și doamna Cristiana Giuvelescu. Bună seara! E de la mine, din Gorj, de la Glogova, spre Baia de Aramă, la jumătate de Motru. Am înțeles. Aș avea și eu, dacă se poate, niște dedicații de făcut. Pentru familia mea, soția mea, Luminița, copiii Sanda, Georgiana, Florina, Adrian, Rares, Mihai, socrii mei din Leurda, orașul Motru, Trean, Căion și Ioana și cumnatul meu, Adi, familia Predescu, Danila și Basilica din satul Haba, Șovada, Mehedinți și nu în ultimul rând pentru dumneavoastră, că suntem niște fete deosebite și Dumnezeu să vă aibă în grijă. Și Dumnezeu să vă aibă în grijă și mult succes în cariere amândurora. Vă mulțumesc din suflet. Numai bine, să românile. Seară frumoasă și mulțumim pentru intervenția telefonică. De asemenea, mulțumim frumos pentru aprecieri. Cu siguranță. Să românile. Nu v-am putut prinde loc mâine seară la ăsta, la tot aici pe post, ăsta la Adelino Gofetescu de la Runcu, toți la mii din Gorj, acolo pot să prind în continuu. Că eu sunt fan de muzică populară. Asta am fost, ăsta sunt.
Acolo prindeți că sunteți de Gorj, dar aici la Craiova se prinde mai greu, că este capitala Olteniei, Craiova. Dar asta e pentru prima oară, am încercat de nenumărate ori, Doamne fer, n-am putut deloc. Acum îmi dă-te subie Dumnezeu, toate ca Domnului noroc de bătut. Începutul este mai greu, dar cu siguranță de acum încolo, în fiecare miercuri seara, veți putea intra în direct cu noi. Știu, da, mulțumesc, rumâinile. Seara frumoasă! I-am purtat noroc Gorjanului. Da? A încercat de ceva timp și dumneavoastră, fiind invitată în emisiune, așa, vorbeam de fiul meu, care este instrumentist, cântă cu mine la toate evenimentele, că face parte din Giuvărescu Band, din formația noastră. La noi în familie cântă și nora mea, Delia Popescu, ea cântă muzică ușoară și aș putea să spun de pe acum că și cea mică nepoțică are talent, pentru că joacă și atât de bine se distrează pe muzică populară deocamdată. Acum să vedem pe cine va moșteni. De câte ori vorbiți de nepoțica dumneavoastră, aveți așa o emoție în glas și în privire. Se spune mereu că iubirea pentru nepoți este depășește în intensitate iubirea pentru proprii copii. Nu știu dacă este așa, mă rog. E normal să iubești, că îl vezi pe copilul tău, care, indiferent câți ani ar avea, pentru tine este tot copil. Și cel puțin eu mă uit așa cu admirație și oarecum cu emoție când îl văd pe fiul meu cu fiica lui în brațe, adică puiul meu are puiul lui. Și este minunat sentimentul. Sigur că da. Talentul dumneavoastră a fost fructificat încă de la clasele primare, ca să spun așa, de la 7 ani ați debutat pe scenă cu o piesă din repertoriul Irinei Login și de atunci ați fost delipsită de pe scenă. Așa este. Ați participat la multe concursuri și festivaluri pentru a vă face numele cunoscut și mereu ați venit cu premii. Am venit nu cu orice premii, am peste 40 de premii, decât un singur premiu, premiu 3, în rest am luat numai premiul 1, rar premiul 2 și marele premiu. Cât de importante au fost aceste concursuri la care ați participat în drumul dumneavoastră? Eu îndemn și pe copiii, pe elevii mei să participe, deși, din păcate, nu mai sunt acele festivaluri cum erau odată. Cel puțin acum 30 de ani, când m-am lansat eu, erau foarte drastice. În primul rând se dădeau niște preselecții peste care nu treceai foarte ușor, dar m-au format ca interpret, îți formează și caracterul și, nu știu, cred că este gen ca emisiunile din ziua de astăzi de supresiune. Adică pe mine m-au ajutat mult și chiar mă mândresc. Țin să le reamintesc telespectatorilor noștri că pot intra în direct cu noi apelând numărul afișat pe ecran, număr cu tarif normal. Și dacă domnul tot a făcut dedicații pentru cei dragi din viața dumnealui, vă invit să cântați și să ne încântați cu piesele dumneavoastră frumoase. Cu tot dragul! Și te strâng la pieptul meu, chiar de nu ești lângă mine, eu sunt cu tine mereu. Mă gândesc, neică, la tine și te strâng la pieptul meu, chiar de nu ești lângă mine, eu sunt cu tine mereu. Mă rog să te aducă soare ta fericit pe perna mea, să ne fie viața dulce, cum ne-am jurat noi cândva. Mă rog să te aducă soarta, fericit pe perna mea, să ne fie viața dulce, cum ne-am jurat noi cândva. Thank you.
numai gândul că pe brațe ți-ar sta alta în locul meu. Caciara mi s-ar topi sufletul de dorul tău. Numai gândul că pe brațe ți-ar sta alta în locul meu. Caciara mi s-ar topi sufletul de dorul tău. Mă rog să te aducă soarta fericit pe perna mea, să ne fie viața dulce cum ne-am jurat noi cândva. Mă rog să te aducă soarta fericit pe perna mea, să ne fie viața dulce cum ne-am jurat noi cândva. Dacă soarta ne-ar uni, neică pentru viața toată, pe pământ n-ar fi femeie cum aș fi eu de bogată. Dacă soarta ne-ar uni, neică pentru viața toată, pe pământ n-ar fi femeie cum aș fi eu de bogată. Să te aducă soarta fericit pe perna mea, să ne fie viața dulce cum ne-am jurat noi cândva. Dorul meu de-al tău se leagă cu voia lui Dumnezeu, va veni și ziua în care să vindecă doar al meu. Să te sărutați.
grași când n-ai pământ, și mai grași când n-ai pământ. Păi grași se țin cu iarbă și casa cu om de treabă. Păi grași se țin cu fân și casa cu omul bun. Păi grași se țin cu fân și casa cu omul bun. Doamne, te rog să mă ierți, că-am fost un pic iubăreț. Am iubit mândrele toate, și fete și măritate. Am fost învățat de mic ca să iubesc câte un pic, câte un pic și câte o țelă, să fur de la mândre gură. Am fost învățat de mic ca să iubesc câte un pic, câte un pic și câte o țelă, să fur de la mândre gură. Și aș vrea să te întreb, Cristina, legat de piesele pe care tocmai le-ai interpretat, dacă cele două sârbe au fost săltărețe așa, aș vrea să ne oprim asupra primei piese, o piesă caldă, sensibilă, să-mi spui un pic, știu că tu și scrii și versuri. Sigur că da. Și le creezi și liniile melodice. Liniile melodice mi-aparțin în întregime. Prima piesă care am cântat-o, textul este scris de doamna Georgiana Ion, pentru că am simțit nevoia, eu mă gândisem puțin la subiect, doar că mișa mie ceva acolo și eu sunt și, permis să spun, și prietenă cu Georgiana și atunci am zis să apelez la cineva care să fie un text
să fie așa cum mi-l doream eu, că simțeam că nu pot să ating ceea ce îmi doream. Deci ai piese proprii pe care le scrii tu, dar da, apelezi și la textieri. Da, piesa a doua și a treia sunt scrise de mine și linia melodică și versurile. Ce dorești să schimbi prin piesele tale la lumea din jur? Care este mesajul? Abordezi diferite teme, teme de străinătate, despre părinți, despre copii. Vreau să se regăsească melodiile mele toată lumea, pentru că nu toată lumea, eu știu, fiecare dintre noi avem probleme și atunci vreau să se regăsească toată lumea. Cei care iubesc să se regăsească în cântecele de dragoste, că fără dragoste nu putem trăi, indiferent de sub ce formă este ea, dar vreau să se regăsească și părinții, să se regăsească și frații, pentru că vom avea o melodie despre frați. Vreau să se regăsească și părinții și frații și toată lumea. Dacă, de exemplu, în acest moment eu am... O iubesc pe nepoțica mea, da? Am creat o melodie special pentru ea care va fi. Vreau să se regăsească toți cei care au nepoți. Că așa cum vorbeam mai devreme, este o împlinire enormă, supremă. Să-ți vezi nepotul, cred că este o mare bucurie. Nu știu ce ar putea să te bucure mai mult. Și atunci am încercat să abordez cât am putut de mult toate subiectele, să se regăsească toată lumea. În momentul în care scrii versurile, îți transpui trăirile în versuri sau... Te inspiră și lumea din jur. Vreau să citesc pe Maria Ciobanu, pentru că a fost idolul meu în copilărie și spunea așa: cântecele mele nu sunt întâmplările mele, sunt întâmplările celorlalți, dar la un moment dat și întâmplările mele devin cântece. Ah, ce frumos! Nu am uitat, eram copil când am citit această frază, dar mi-a rămas, m-a marcat. Adică acum poate nu e povestea mea, dar la un moment dat sunt. Am spus eu în prezentare că tu ești o păstrătoare a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești și nu pot să nu remarc frumusețea costumului pe care îl porți în această seară. Este senzațional. Am multe costume populare, știu, pe care într-adevăr le păstrez și acolo unde aud că este o ie sau eu știu orice legat de un costum popular și este autentic, fac tot posibilul să intru în posesia lui. Într-adevăr, pe la evenimente mă mai îmbrac și în costume stilizate, că așa cum știi, mai transpirăm, ele trebuie spălate într-un anumit fel, dar acolo unde trebuie îmbrac costumul tradițional cu mult drag. Trăim în era internetului și a digitalizării și aș vrea să te întreb dacă reușești să-i faci pe elevii cu care lucrezi, să-i transpui către autentic, să-i duci în zona unde îți dorești tu. Tot timpul le spun să fie foarte atenți la, de exemplu, la un text, da? Liniile melodice. Și acolo, tot timpul i-am avertizat să nu, dacă cântă o melodie de folclor, acea melodie să fie folclor. Dacă intră într-o altă zonă, să fie în zona respectivă, dar atunci când este vorba de folclor, să respecte anumiți termeni. Pentru că știm că în folclor trebuie să ne legăm puțin de expresiile alea care nu sunt de acord când îi aud sunt. De ce sunt? Că până acum câțiva ani de zile vorbeam cu sunt. Și dacă te sun acum și te întreb unde ești, sunt la mol, nu să-mi spui sunt. Sau... Și am încercat să-și supăstreze cât se poate de mult origine, să vorbim ca la țară. Pentru că mai sunt copii interesați, tu lucrezi cu copii talentați și sunt interesați de... Da, da, sunt foarte interesați. La Școala Populară de Artă vin copii care vor să facă performanță, nu vin obligați, vin de plăcere și atunci orice sfat îl primesc ca atare. Înainte de a lucra la Școala Populară de Arte, ai fost profesor de muzică. De educație muzicală. De educație muzicală, da, de educație muzicală, bine spus. La un liceu din Băilești. 5 ani de zile. 5 ani de zile și... Și acolo ți-ai depășit așa un pic, ca să zic așa, n-ai rămas doar la atribuțiile de profesor, ai înființat un ansamblu și ai organizat un festival. Un concurs. Știi cum a fost acolo? A fost o bucurie din asta imensă pe care n-am să o uit toată viața mea. Mi-aduc aminte când domnul director Gabriel Tica, căruia îi port o stimă și un respect deosebit, actual profesor la Liceul Carol, când... Se plimba pe holurile școlii să vadă să nu se întâmple ceva. Noi cântam și imaginează-ți să cânte 32 de elevi în cor, cu ce m-am ales în viață. Eu tot timpul întrebam, ce vreți să cântăm? Haideți să cântăm prima dată piesele care le vreți voi, după aia mai învățăm și altele. Și în felul ăsta i-am atras pe copii și am făcut un ansamblu de, și de jocuri. Mergeam la concursuri și pe dansuri populare, dar și pe interpretare.
Și după 2 ani de zile, când eu am mers prin diverse concursuri și am văzut cum se organizează, ce înseamnă un concurs, i-am propus domnului director să facem și noi un festival al nostru, care s-a numit M-a făcut Mama Oltean. Sugestiv, da? Pe care o să-l preiau cât de curând, să-l ducem mai departe la un alt nivel, ca să zic așa. Deci îți dorești continuitate? Sigur că da. N-am să-l las uitat. Spune câte ceva și despre festivalul care s-a organizat în locurile unde tu ai copilărit, festivalul de pe dealul Muierii. Da, a fost un festival foarte, foarte frumos, mulți știu despre el. Festival cu tradiție. Festival cu tradiție, dealul Muierii are 106 km. Se spune că pe acest deal, se spune, scrie istoria, că acolo au învins femeile ascunse prin peștera Polovragii, peștera Muierii și frumoasa de la Vaideieni. S-au ascuns de turci în timpul războiului, iar atunci când n-au mai avut ce mânca și copiii se îmbolnăveau, ele au ieșit și au luptat și au învins pe turci pe acest deal. De aia și poartă acest nume, da. Iar eu, care m-am născut acolo, am fost atât de impresionată când am auzit despre acest festival, dar zis, eu trebuie să fiu organizator în acest festival, că nu pot să fiu doar un simplu participant. Am creat și o doină legată de copilăria mea, de ce se întâmpla pe dealul Muierii, am făcut și un videoclip, a fost un festival super frumos. Un videoclip spectaculos, da. Aș putea spune. Pentru că și locul este spectaculos prin frumusețea lui și automat și videoclipul a ieșit foarte bine. În ce a constat exact festivalul? Că a fost un parcurs pe care a trebuit să-l faceți? Au fost 40 de fete, cuprinse între 14 și 18-19 ani, care au plecat din cele trei locuri, din Peștera Muierii, Peștera Polvra și Peștera Frumoasa din Vaideieni, s-au întâlnit la Baia de Fier, la Căsuța Răsturnată, în zona aia acolo, și de acolo au parcurs acești 86 de kilometri pe jos. Adică au făcut vreo 20 ceva de kilometri pe fiecare zi. Bineînțeles, pe fiecare seară au fost cazate într-un localitate, cu masă festivă, cu diverse activități, am pus în scenă alungarea turcilor. Au fost multe momente frumoase. Obositor. Foarte cred. Obositor. Dar da, frumos. Frumos și ele au fost premiate la final. Am avut chiar premiu pentru războinice, pentru că a plouat mult în ultima vreme și la un moment dat câteva fete mai curajoase i-au luat pe turci, că am avut și turci mai mititei, i-au luat în brațe, au luat pe o bârnă, i-au transportat, deci a fost foarte frumos. Deci fetele au intrat în poveste, ca exact. Să zic așa, au intrat în poveste, iar satisfacția fiind a fost... Fiind a doua ediție, ele deja știau ce se întâmplă de anul trecut și a fost mult mai reușită ediția a doua ca prima. Ca orice lucru la început și tot timpul ai de învățat. Ai de învățat. Suntem în perioada evenimentelor și tu ești un artist foarte apreciat în domeniul nunților. Și aș vrea să te întreb, după ani de zile în care faci lucrul ăsta, mai bine de 30 de ani, cum am spus mai devreme, de unde îți găsești energia să bucuri, să bucuri oamenii? Nu știu, cred că așa m-am născut eu. Eu sunt așa, ca să-ți dau un exemplu, la săptămâna trecută m-a întrebat un vecin, mă, dar ce fugești așa repede cu mașina? Nu știu, așa sunt eu, mai energică. Am energie tot timpul și am energie pentru evenimente, ca să revin la subiect, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Niciodată nu sunt obosită, niciodată nu dorm 10 minute, mă trezesc și eu de la capăt, pentru că îmi place ceea ce fac. Cum sunt evenimentele de acum, raportate la cele de acum? 15-20 de ani? Nu știu. Mai ușoare, cred. Nu știu. Păi eu nu am simțit greutatea evenimentelor. Ai prins și unul de 3 zile. Am prins și unul de 3 zile și plecam joia și veneam lunea și cu condiții mult mai vitrege, ca să zic așa, față de vremurile din ziua de astăzi. Dar bucuria de a cânta e aceeași. Eu nu am o problemă că cânt la țară sau la oraș sau acolo unde sunt chemată, merg cu mult drag. Niciodată nu intre pe miri când îi întreb unde este nunta, la modul de a ști, că trebuie să știi unde te duci, dar nu pun o problemă, păi la țară, păi stai că trebuie să-și ceri atâta că e la țară sau că e la oraș. Nu, niciodată. Locul nu este important, ci dorința de a fi alături de oameni. Da. Ce simți când participi la festivaluri, la concursuri? Acum nu mai este cazul, pentru că toate concursurile ți le-ai dat și le-ai trecut cu brio, ca să zic așa. Ce simți când primești aplauzele și aprecierea
celor care te ascultă. De curând, una dintre elevele mele, de la Școala Populară Andreea Joița, a participat la un concurs și acolo am primit și o diplomă de merit, pentru că ea a ocupat locul întâi și m-am simțit așa foarte... M-am simțit că atunci când participam eu și luam locul întâi, adică, nu știu, ca să zic așa, băgată în seama. Te transpui în emoțiile elevilor tăi și în rezultatele elevilor tăi. Da, clar. Pentru că în momentul în care ei primesc un premiu, simți că și munca ta nu este în zadar. Și nu numai nu munca mea, simt că vor să... Este munca lor, nu e munca mea. Eu îi ajut cu un sfat, cu tehnică, cu prea puțin îi ajutăm noi. Munca este a lor și meritul este a lor. Dar mă mândresc pentru ei ca și cum aș fi eu acolo. Pentru că de-aia vine la mine, da? Să-l ajut cu un sfat, să-l ajut în alegerea repertorului, să-i explic unde cântă bine, unde nu cântă bine, să-i explic dacă costumul popular este îmbrăcat corect sau nu, că trebuie să ținem cont de absolut toate aspectele. Dacă ar fi să alegi între cele două vocații, vocația de a cânta și vocația de a preda, care ți aduce mai multe satisfacții? Cred că acum n-aș mai putea să fac o diferență. Făceam o diferență până acum de ani, până să vin la Școala Populară. Acum îmi place și aici foarte mult ceea ce fac și îmi place că transmit tinerilor ceea ce am învățat eu la rândul meu. Și mă împlinesc ambele. Eu nici de la serviciu niciodată nu spun că sunt obosită, niciodată nu vreau vacanță că m-am săturat. Nu, deci sunt... Deci la serviciu să înțeleg că ești într-o continuă vacanță și relaxare. Exact. Plec cu drag la serviciu și vin cu drag de la serviciu. Satisfacțiile și bucurile sunt atât de mari încât nu simți... Exact. Niciodată nu vin acasă stresată. Am avut o zi încărcată, am avut o zi grea. Nu. Nu. Cu ce lucruri îi stimulezi? Le vorbești din experiența proprie? La elevii mă referi. Nu numai din experiența mea, ci din experiența altor interpreți și din tot ce ne înconjoară. Ne adaptăm. Noi cântăm folclor, dar trebuie să nu uităm că trăim în alte timpuri și atunci trebuie cumva să le îmbinăm să fie bine. Nu le impui ce să cânte? Niciodată nu le-am impus ce să cânte. Pe mine mă interesează când cântă o piesă să știe să facă diferența când cântă într-un spectacol, când cântă la un eveniment, când cântă într-un concurs. Știu că insiști pe faptul că, repet, nu le impui ce să cânte, dar insiști ca mesajul către public să fie din suflet. Exact. Pe asta mizezi tu foarte tare. Exact. Consider că în ultima perioadă comercialul a luat amploare? Da, dar și acest comercial, cum să zic, are legătură cu folclorul nostru. Eu m-am uitat, oamenii te primesc foarte frumos când te văd îmbrăcat în costum popular, că în rochii și în diverse ținute toată lumea vine. Dar când vin costum popular, ești altceva. Revenim cu discuții interesante după un scurt moment publicitar. Cofetăria Vivien vă așteaptă să vă îndulcească ziua și evenimentele frumoase din viață cu cele mai delicioase prăjituri și torturi speciale preparate cu produse naturale. Vă așteptăm la cofetărie pe strada Constantin Brâncuș, numărul 33, să lăsați o comandă sau puteți suna la 0747 070404. Vivien, cofetăria gusturilor tale! Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani.
Vienna Medical. Vienna Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extracorporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Vienna Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter, sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Departe soarta mi te-a dus, de-ai stat atâta timp ascuns, că ai cutreierat lumea și mi-a luat alta dragostea, mă. Departe soarta mi te-a dus, de-ai stat atâta timp ascuns, că ai cutreierat lumea și mi-a luat alta dragostea, mă.
bucătăria Vivienne vă așteaptă să vă îndulcească ziua și evenimentele frumoase din viață cu cele mai delicioase prăjituri și torturi speciale preparate cu produse naturale. Vă așteptăm la cofetărie pe strada Constantin Brâncuș, numărul 33, să lăsați o comandă sau puteți suna la 0747 070404. Vivienne, cofetăria gusturilor tale! Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Viena Medical. Viena Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extracorporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Viena Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter sau pentru programări la telefon 0721-259-999 și 0353-565656. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Lângă floarea tinereții se vârtește a vieții roată.
niciodată. Ține-mă, Doamne, în putere, să văd rostul muncii mele, să mă văd la mine-n poartă de nepoată îmbrățișată. Ține-mă, Doamne, în putere, să văd rostul muncii mele, să mă văd la mine-n poartă de nepoată îmbrățișată. Se vârtește-a vieții roată, om pe lume o nepoată, anii mei croiți de soartă sunt mai dulci ca niciodată. Se vârtește-a vieții roată, om pe lume o nepoată, anii mei croiți de soartă sunt mai dulci ca niciodată. Să-mi o știu tare ca stânca, sănătoasă și voinică, cum eram eu tinerică. Vreau să-mi ajut nepoțica, să-mi o știu tare ca stânca, sănătoasă și voinică, cum eram eu tinerică. Se-nvârtește-a vieții roată, om pe lume o nepoată, anii mei croiți de soartă sunt mai dulci ca niciodată. Se-nvârtește-a vieții roată, om pe lume o nepoată, anii mei croiți de soartă sunt mai dulci ca niciodată. Prea bună cu mine, ceas de ceas și zi de zi. De
mi-aș vorbi cu soarta mâine, din suflet te-aș mulțumi, a fost prea bună cu mine, ceas de ceas și zi de zi. Nu m-a lăsat la întâmplare și mi-a dat un bărbat bun, un băiat răză de soare și-o căsuță lângă drum. Nu m-a lăsat la întâmplare și mi-a dat un bărbat bun, un băiat răză de soare și-o căsuță lângă drum. Și nici averea din lume, mai spun ca băiatul mami, nu e nimeni pentru mine. Am avut mereu în casă tot ce-am vrut și mi-am dorit, o pâine albă pe masă și un suflet liniștit. Am avut mereu în casă tot ce-am vrut și mi-am dorit, o pâine albă pe masă și un suflet liniștit. Să știți că am de gând să mai fac multe în viață. M-am pus cu tot om în rând și nu vreau să ies în față. Dar să știți că am de gând să mai fac multe în viață. Să-mi dea Domnul sănătate și băiatului noroc, dacă el are de toate, pot muta munții din loc. Să-mi dea Domnul sănătate și băiatului, pot muta munții din loc. Reamintesc telespectatorilor noștri că pot intra în direct cu noi apelând numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal. Foarte frumoase și aceste piese pe care tocmai le-ați interpretat și aș vrea să ne vorbiți un pic despre ele, prima fiind cea dedicată nepoatei dumneavoastră, pe care cu siguranță dumneavoastră a scris-o, nu ați apelat la... Nu, a scris-o tot Georgiana. Tot Georgiana. Iar pe asta cu de-aș vorbi cu soarta mâine a scris-o îndrăgită actriță Jenny Nicolau. Adică colaborați cu mai multe... Sigur că textire. Da. Și cealaltă? Au fost trei? Cred că au fost trei sau patru. Da. Cealaltă mi-aparține. Le-am combinat așa, am zis că să vă aduc... piesele cele mai recent înregistrate, doar că am vrut să le aduc de când mă știu pe pământ. Este o piesă foarte veche, este o piesă scrisă de mine și pe care o aștept acum să vină de la orchestră. Vreau să o reiau. Avem un apel telefonic în așteptare. Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm că sunteți alături de noi, vă ascultăm! Bună seara, doamna Cristina Duvărescu! Bună seara! Sunt o fană înrăită a dumneavoastră, Marieta lui Băulea. Așa da. Am vrut doar să vă felicit pentru emisiunea frumoasă și cântecile care le-ați cântat. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim. Ridicate, ce știți dumneavoastră că îmi place mie? Cu tot dragul, să fie toate melodiile, nu doar una, să fie toate. Să vă doresc multă sănătate. Mulțumesc. Și tot binele din lume. Doamne ajută și dumneavoastră la fel. Seară frumoasă și mulțumim că ne sunteți alături. Mulțumesc, mulțumesc pentru dedicație. Vă pup. Cu mare drag. Mai avem un apel? Revenim la ce am vorbit mai devreme. Vorbeam despre melodia de când mă știu pe pământ, care poartă titlul unui album mai vechi de-al meu, înregistrat cu orchestra Maria Tănase din Craiova, unde l-am avut la pupitru pe regretatul maestru Nicu Crețu. Acum celelalte piese sunt
în proporție de 90%, înregistrate cu orchestra... S-a reluat apelul, mă întrerup din nou. Alo, bună seara, vă ascultăm! Alo, bună seara, sunt Joița Delia Andreea, eleva doamnei Juvelescu. Bună seara, ce faceți? Sunteți superbă, să știți. Ca întotdeauna, nu? Da. Mulțumesc, draga mea, mulțumesc. Tu ce faci? Da, vă pup cu drag și vă iubesc. Andreea, eu spune te pup cu drag pe post, iubesc. Cum este Cristina ca și profesor? Este o profesoară severă? Nu mi se pare severă, mi se pare că se comportă exact ca o prietenă cu noi și ne învață mereu ceea ce știe dânsa cel mai bine. Mulțumesc mult, draga mea. Cu drag. Mulțumim frumos pentru intervenția telefonică, seară frumoasă. Ce plăcut este atunci când profesorul depășește acea barieră, profesor-elev, și abordează o altă latură, cea a prietenii. Cred că aici putem câștiga noi elevii de partea noastră, exact, în momentul în care ne transpunem în prietenilor. Ei de asta au nevoie. Au nevoie de să se simtă nu cu bariera aia, profesor, elev, bine, trebuie să îmi impui și un anumit respect. Doar că, mai ales că noi lucrăm cu publicul, trebuie să, dacă eu nu sunt apropiată de ei, atunci ce pretenție am ca ei la rândul lor să se apropie de public? Nu. Așa. Și am încercat tot timpul să am o relație cât se poate de prietenoasă cu ei, să se simtă în momentul când vin la școală, la ora de canto, ca și cum ar cânta ei acasă, să fie degajat, să fie liber, să face lucruri frumoase. Ziceai că dacă nu impunem respectul. Eu consider că respectul se câștigă. Exact. Mai simplu să-l câștigăm prin apropierea față de ei decât să venim cu rigiditate să-l impunem. Exact, asta am simțit și eu. Te felicităm, draga mea, Andreea, așa că tot ai vorbit cu noi pentru rezultate și că pe lângă premiul tău întâi, unde a fost la un festival național, cu mulți concurenți, mi-a adus și mie o diplomă de merit. Mulțumesc mult! Felicitări, Andreea! Aș vrea să te întreb, Cristina, dacă pe drumul cântecului, la rândul tău ai avut un model după care te-ai ghidat sau ai avut interpreți pe care i-ai îndrăgit și ai încercat să furi de la fiecare câte puțin? Idolul meu din copilărie a fost Maria Ciobanu. Dar pe parcurs am încercat să, cum să zic, am ascultat absolut toți interpreții posibili din muzica populară și de la fiecare am luat ce am considerat eu că m-ar avantaja pe mine. Și îi admir pe toți în egală măsură, pe cei care au reușit să ajungă la inima publicului, nu contează cum, dacă tu faci un gest frumos și lumea te iubește, ești de admirat. Eu așa am considerat. Publicul este cel care decide. Sigur că da. Cine este bun, cine trebuie să rămână, cine trebuie să apară pe scenă. Se spune că fiecare om are propria poveste pe care ar putea să o transpună într-un roman. Ce titlu ai da romanului vieții tale? Și ce roman ar fi? Să fie de dragoste, să fie despre greutățile vieții, să fie despre împlinire, despre bucurie? Cred că dincolo de toate greutățile vieții, că am avut și eu destule. La fiecare dintre noi. Aș pune un titlu de bucurie. Nu aș putea să... Că m-ai luat așa puțin prin surprindere cu întrebarea asta. Ce titlu aș pune? Un titlu de bucurie și de împlinire totodată. Sunt un om împlinit, să știi. Chiar dacă mi-am dorit pentru cariera mea mult mai mult, nu am ajuns la nivelul la care mi-aș fi dorit să ajung. Dar nu e timpul pierdut? Nu este timpul pierdut și știm cu toții că implică multe lucruri ca să ajungi acolo unde îți dorești și, din păcate, trebuie să te implici mai mult financiar decât profesional, ca să zic așa. Dar chiar dacă n-am ajuns acolo unde mi-aș fi dorit, sunt un om împlinit. Am tot ce-mi doresc. Mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Atât pe plan personal cât și profesional. Da. Este greu drumul cântecului? Este spinos? Ai avut oameni care ți-au întins o mână de ajutor? Am avut mulți oameni care mi-au întins o mână de ajutor și când am plecat în muzica populară, dintre toți mari interpreți, Ileana Ciculeta a avut o încredere în mine fantastică. A fost omul care m-a dus în radio, în televiziune. Pentru că atunci nu se ajungea cu atâta ușurință. Exact. Nu se ajungea ca acum cu bani. Atunci trebuia să ai niște recomandări, trebuia să demonstrezi că meriți să ajungi acolo. Și după ea au fost mulți care mi-au întins o mână de ajutor, foarte mulți. Dar ca fiecare am și persoane care poate, eu știu, mă agrează mai mult sau mai puțin.
dar contează ce e numărul celor mulți. Apropo de asta, mi-a adus aminte la un eveniment odată când erau nunțile de 3 zile. A venit un domn puțin mai mult și zice, să știi că pe mine nu m-ai mulțumit. Și eu i-am dat un răspuns atât de clar, zic, câte persoane avem la nunta asta, că era o nuntă foarte mare, undeva la 400 de persoane. Păi sunt 400 de persoane, poate și. Bun. Deci atât de dragă mi este că doar o singură persoană este nemulțumită și restul mulțumite, de nu pot să-ți explic câtă fericire am. Un răspuns pe măsură. Exact. Și l-ai liniștit, ca l-am să zic liniștit, așa. Da. Ce avantaje ți-a adus celebritatea și faptul că ești o persoană publică? Nu știu, eu nu m-am uitat după avantajele. Avantaje mă refer sufletești. Că avantaje, bine, au fost și avantaje financiare. Sufletești au fost că am făcut ceea ce mi-a plăcut și am putut să îl fac, să-l fac mândru pe bunicul meu, că i-am dus mai departe cântecul. Bunicul meu a avut așa o poveste, a avut 4 fete și a avut mare suferință că nu-i duce și lui numele mai departe nimeni. Și el am dus eu ca nepoată. Și îl port cu mândrie și cu drag. Băiatul tău a ales drumul cântecului. A fost alegerea lui sau l-ai ghidat pe acest drum? A fost și alegerea lui, dar a fost puțin ghidat de mine și de bărbatul meu, care el cânta cu orga, cu acordeonul, și primii pași le-a făcut alături de el, ca instrumentist. Dar a fost și alegerea lui, pentru că i-a plăcut. Ce satisfacție este pentru mama, Cristina Giuvelescu, când la evenimentele alea îl are alături pe băiatul ei? Nu pot să zic eu în cuvinte. Este foarte frumos, e foarte plăcut. E exact același sentiment care ți-l spuneam adineauri când îl văd pe el cu fetița lui în brață. Mă văd împlinită pe mine și poate dacă viața mea nu știu cât o fi de perfectă, dar am un copil perfect. Mă mândresc cu treaba asta. Pentru fiecare mamă, copilul dumneavoastră este copilul perfect. Da, așa este. Dar eu chiar mă mândresc cu treaba. Dincolo de absolut orice, este un copil care m-a ascultat, este un copil care a făcut ceea ce a trebuit, niciodată nu m-a supărat. Sunt lucruri pe care nu ai reușit să le spui prin cântecele tale publicului? Știu că tu lucrezi la piese noi. Păi dacă nu le-am spus, o să le spun. Și ce teme te gândești să abordezi în viitoarele piese? În primul rând pentru că sunt încă tânără, da. Adică... Așa. În trei sferturi din melodiile mele am dragostea este pe primul plan, pentru că, așa cum spuneam, dragostea nu are o formă. E peste tot, în tot și în absolut orice. Da. Și dacă noi nu ne iubim, dacă nu iubim ceea ce facem, dacă nu iubim pe cei dragi, cei care sunt lângă noi, dacă nu iubim meseria care o facem, dacă atunci nu existăm. Și am încercat, așa cum ți-am zis adineori, să abordez toate subiectele, dar mult pe dragostea dintre... Îmi place foarte mult când merg pe la evenimente. Îi admir foarte mult pe tinerii care se iubesc. Foarte mult, foarte mult. Și le doresc asta, să-i țin o viață. Și atunci îți vin ideile să... Creezi versuri frumoase pe care să le poți interpreta celor care celebrează. Cea mai mare satisfacție am când atunci când merg la cununiile de 25 de ani de căsătorie, am avut și de 50, dar cei de 50 o sărbează, fiind mai bătrân, dar cei de 25 de ani de căsătorie sunt de vârsta mea și am fost recent la o astfel de petrecere unde am plecat cu atâta bucurie și m-am încărcat atât de mult pozitiv. Când am văzut oamenii ăștia, parcă ai fi zis că acum s-au cunoscut și s-au căsătorit. Revenim și cu alte surprize muzicale după un scurt moment publicitar. Cofetăria Vivien vă așteaptă să vă îndulcească ziua și evenimentele frumoase din viață cu cele mai delicioase prăjituri și torturi speciale preparate cu produse naturale. Vă așteptăm la cofetărie pe strada Constantin Brâncuș, numărul 33, să lăsați o comandă sau puteți suna la 0747 070404. Vivien, cofetăria gusturilor tale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC.
Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Viena Medical. Viena Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extracorporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Viena Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter, sau pentru programări la telefon 0721-259-999 și 0353-565656. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cub pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Eu, neicuță, vrăj, nu-ți fac tu singurele de drag. Îmi plângi pe umăr la masă ca uși ce nu
mai acasă. Nu-ți fac tu singurele de drag. Îmi plângi pe umăr la masă. Cauți ce nu ai acasă. Păzi. Când cu ochii pe ea stai, atunci doar te minți că o ai. Cât ai iubi și-ai dori, dragostea n-o poți păzi. Când cu ochii pe ea stai, atunci doar te minți că o ai. Eu, neicuță, vrăj, nu-ți fac, e tu singurele de drag. Îmi plângi pe umăr la masă, cauși ce nu ai acasă. Eu, neicuță, vrăj, nu-ți fac, e tu singurele de drag. Îmi plângi pe umăr la masă, cauți ce nu ai acasă.
fratele mi-a reda, n-ar spune vreodată, ba măi dorule. Dar și eu îi dau cu drag, îmi pun sufletul pe prag, doar să știu că bine-i fac, măi dorule. Asculți deloc de mine, nu vrei să faci ce te învăț. Băi Vasile, băi Vasile, cum terecanii noștri toți. Tu n-asculți deloc de mine, nu vrei să faci ce te învăț. Pune mâna și iubește și fă-ți poftele, Vasile. Să nu plângi mâine, pui mâine, că n-ai ascultat de mine. Pune mâna și iubește și fă-ți poftele, Vasile. Mâine, păi mâine, că n-ai ascultat de mine. Potrivește ceasul vieții, dacă vrei să-ți fie bine. N-asculta de gură lumii, zica tot și fă ca tine. Potrivește ceasul vieții, dacă vrei să-ți fie bine. N-asculta de gură lumii, zica tot și fă ca tine. Pune mâna și iubește și fă-ți poftele, Vasile. Să nu plângi mâine, păi mâine, că n-ai ascultat de mine. Pune mâna și iubește și fă-ți poftele, Vasile. Să nu plângi mâine, păi mâine, că n-ai ascultat de mine. Dragostea-n o face lumea, o facem noi amândoi. N-o mai fi confort dușmanii, o mai fi și cum vrem noi. Dragostea-n o face lumea, o facem noi amândoi. N-o mai fi confort dușmanii, o mai fi și cum vrem noi. Pune mâna și iubește și fă-ți poftele, Vasile. Să nu plângi mâine, poi mâine, că n-ai ascultat de mine. Pune mâna și iubește și fă-ți poftele, Vasile. Să nu plângi mâine, poi mâine, că n-ai ascultat de mine. O să ai orice pe lume, fără dragoste trecanii. Și te întrebi la bătrânețe, că n-ai ce face cu banii. O să ai orice pe lume, fără dragoste trecanii. Și te întrebi la bătrânețe, că n-ai ce face cu banii. Pune mâna și iubește și fă-ți poftele, Vasile. Să nu plângi mâine, poi mâine, că n-ai ascultat de mine. Pune mâna și iubește și fă-ți poftele, Vasile. Să nu plângi mâine, poi mâine, că n-ai ascultat de mine. Am revenit și aș vrea să te întreb, Cristina, am discutat despre cine scrie versurile, cine face liniile melodice, nu am amintit nimic despre orchestrație. Și ar vrea să-mi spui câte ceva despre acest. Cred că ne apucasem să discutăm puțin când a venit acel telefon. O parte din melodiile cu care am venit în această seară sunt făcute la Chișinău de maestru Ion Dascăl și de orchestra Mugurel.
și mai așteptăm melodii de la dânșile, am dat la lucrat și o să revenim când o să le avem și pe cele. Te așteptăm la noi în studio. Sigur. Să ne preziți noutățile. Cu tot dragul. Ce înseamnă pentru tine costumul popular? E mai prețios decât o rochie de seară? Costumul popular pentru mine este cel mai prețios și cel mai valoros lucru din viața mea. Câte costume populare ai? Multe, că mă ceartă și fiul meu și toți. Păi, iată, acolo costume, acolo costume, acolo costume. Am și cumpărat. Sunt și dăruite. Da, am și cumpărat, ca și costumul care l-am pe mine este cumpărat, dar am foarte multe primite. Foarte multe primite. Și am primit și costume întregi, și doar o maramă, sau doar o ie, sau doar poale, sau... iar acolo unde ajung și îmi place ceva, nu plec fără acel lucru. Sunt oameni care te iubesc și care și-au dorit ca acele costume pe care ei le posedă să aibă continuitate. Da, da. Am fost la o nuntă, uite, apropo de asta, am fost la o nuntă unde am fost invitată, nu a fost nunta mea întreagă, și la care a venit socrul mare la finalul nunții și i-a zis, la finalul programului, la finalul nunții, i-a zis soacrei mari, costumul care l-ai acasă trebuie să-i dai lui doamna și mi l-a dat. Este un costum deosebit cu gogoși, un costum foarte, cu o valoare foarte mare. De asemenea, și la filmarea ultimului videoclip ai purtat un costum foarte frumos, care știu că este moștenire de familie. Sigur că da, în videoclipul cu Delumul Ierii am ținut să port, bine că și în ediția de anul trecut am purtat această ie, pentru că este cusută de mama bunicii mele, și dacă bunica mea a murit acum 7 ani, la 85 de ani, și mama ei a cusut în tinerețe, gândește-te ce valoare are. Da, și cusută la fel ca și asta, numai cu mărgele, dar e mult mai încărcată, mult mai mare, și am purtat-o cu drag și o port cu drag la evenimente. Dar că e foarte grea, e... dar cu mult drag o port. Care este locul care te încarcă cel mai mult cu energie? Care este locul unde îți găsești tu liniștea? Aș putea să spun că sunt două locuri în care îmi găsesc liniște. Acolo unde am copilărit, acolo unde am filmat Dealul Muierii, pe care cei dragi și cei care vor să-l urmărească îl găsesc pe YouTube. Chiar așa se numește imnul Dealului Muierii, pentru că este o doină. În doină poți să-ți exprimi mult mai lejer gândurile și emoțiile totodată. Și de asta am ales o doină pentru acest timp, care l-am filmat pe dealurile copilăriei mele, la vărul meu, la stână, la stâna lui Novac, unde am mâncat așa cum mâncam în copilărie, brânză, ceapă și cu pâine. E locul care mă încarcă foarte mult, dar totodată mă încarcă și căsuța mea. Eu așa zic, căsuța mea, pentru că este locul unde mă simt eu împlinit, așa, la modul ăla. Este doar a mea și... Unde îți găsești liniștea alături de animăluțele tale, că mi-ai arătat niște cățeluși superi. Da, eu am o problemă cu câinii. Iubesc foarte, foarte mult câinii. Iubesc toate animalele. Asta dar nu este o problemă, este un lucru minunat. Câinii și sunt, cum să zic, slăbiciunea mea. Am 3 cățeluși ai mei, am 2 șițu, mă rog, unul este jumate șițu, jumate bișon, o bișonică și un șițu, și i-am inspirat dragostea pentru animăluțe, nu că i-am inspirat-o că o avea, dar am convins-o și pe nora mea să iau un cățeluș la ea la apartament, și la rândul ei am adus un puiuț, așa că avem patru, este o bucurie. Timpul trece repede. Și vreau să spun că în spațiul meu atât de mic, scuză-mă, am un solar cât o cămăruță, am roșii, am ceapă, am castraveți. Deci produse bio, legume bio. Exact. Avem o semiboltă de vie, avem multe produse. Deci ca pasiune și grădinăritul. Sigur. Tu te ocupi, nu? Și eu mă ocup de toate, 20 de orhidei, flori, cât cuprinde. Frumos. Așa cum spuneam mai devreme, timpul trece repede și ne apropiem de finalul emisiunii, și este momentul în care te invit să adresezi
un mesaj sau câteva cuvinte frumoase telespectatorilor noștri. În primul rând vă mulțumesc vouă pentru invitație. Am mai fost invitată încă de două ori, doar că am avut odată o problemă, a doua oară a intervenit ceva și nu am putut să vin. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Mulțumesc tuturor celor care au ales să stea două ore alături de noi. Le mulțumesc tuturor celor care mă apreciază, care mă cunosc. Le mulțumesc și celor care nu mă apreciază, că cei care nu te apreciază sau eu știu, nu dușmani, că e mult spus, dușmani. Dar acei oameni te motivează să fii mai bun decât ești. Și pe mine m-au motivat astfel de oameni și așa că le mulțumesc și lor că mai au câte ceva de spus acolo. Să fie persoane care o să spună că uite, n-ai făcut cu tare lucruri bine. Eu tot timpul învăț din fiecare mesaj transmis de către oameni și le mulțumesc tuturor. Bucuria a fost de partea noastră, ești o companie minunată, pe lângă faptul că ești extrem de talentată, ești tonică, ești veselă, aduci bucurie în casa Accent TV. Seară frumoasă, vă spun și eu, dragii mei, ne revedem săptămâna viitoare cu un alt interpret drag sufletului dumneavoastră. Până atunci, toate cele bune. Vă las în compania Cristinei să facă ce știa mai bine, să cânte și să ne încânte. Te invit, Cristina, să ne cânti frumos, cum știi tu cel mai bine. Așa cum i-a fost norocul.
toți le-am dovedit. Omul bun sfințește locul, am urcat pe-a vieții scară, așa cum mi-a fost norocul și la toți le-am dovedit. Omul bun sfințește locul, munca mea este cinstită și numele nepătat. Merg cu fruntea sus prin lume, că-mi e obrazul curat. Cinstit și de cuvânt, pe unde ajung în lume, eu pun capul în pământ. Sub cămașa roasă, aveam inima voioasă,